Astăzi aș vrea să discutăm puțin despre raportul de compresie. De ce este important, cum se măsoară și cum variază de la benzină, la diesel și la diverse tipuri de motorizări. Pentru început, avem o cameră de ardere. Aici avem supapele. Hai să fac mai bine cu roșu. Aici avem supapele. Aici o bujie, dacă e un motor pe benzină, mă rog, dacă e diesel e cumva pus așa pentru a preîncălzi cilindrii. Și avem pistonul, bineînțeles, cu un bolț aici, biela, în sfârșit. Pistonul acesta, când se deplasează jos de tot, aici este punctul mort inferior, sau PMI. Și avem un volum. La PMI-ul ăsta, la punctul mort inferior, adică când pistonul este jos, avem un volum, VPMI, ca să le memorăm ușor. Când pistonul se duce sus de tot, la cel mai înalt punct, cam pe aici să zicem, aici este punctul mort superior. Și aici la fel avem un volum, VPMS. Deci, despre ce volum vorbesc? Aici avem aer, dacă să zicem că e un motor diesel. Dacă e un motor pe benzină, avem amestec de aer cu carburant. În orice caz, aici avem un volum de aer la PMS. La PMI avem aici alt volum, tot ăsta. Pistonul ce face? Are o mișcare alternativă, rectilinie, așa, sus-jos, sus-jos. Prin mecanismul bielă-manivelă, noi obținem, adică transformăm din mișcarea asta alternativă uniformă, așa, obținem o mișcare de rotație. Raportul ăsta de volume între volumul când pistonul este aici, jos, și volumul când pistonul este sus, adică volumul PMI supra volumul PMS, se numește raport de compresie sau raport de comprimare, mai este găsit. Și acum o să intru în niște detalii puțin tehnice. Aici avem un volum. Volumul ăsta de aici se numește volumul camerei de ardere. Și este destul de important. Hai să vă iau puțin cu motoarele pe benzină aspirate și cu evoluția raportului de compresie. La mașinile mai vechi avem un raport de compresie la motoarele pe benzină undeva la 9, 9 la 1, între ăsta și ăsta 9 la 1, compression ratio sau CR. Motoarele moderne, aspirate natural, spre exemplu eu la Audi, aveam un raport de compresie de 10,2 la 1. Motoarele Camerel moderne au un raport de compresie între 16 și 18 la 1. Raportul ăsta de compresie are un rol foarte important când vine vorba de consum și de eficiența motorului. Am mai vorbit despre așa ceva într-un video de-al meu, nu mai știu exact în care. Că despre eficiență sau consum, dacă că cel de consum. Motoarele diesel sunt mai eficiente și au un consum mai scăzut datorită nu doar raportului de compresie, dar în mod special datorită raportului de compresie. De asta motoarele pe benzină au un randament de aproximativ 30%, chiar și mai mic la motoarele mai vechi, pe când motoarele diesel au un randament de 40-45%. Revenind la raportul de comprimare, motoarele diesel pompe-diuze au raport de comprimare cam 19 la 1. Mai sunt motoare diesel, am văzut la Volkswagen Vento, generație mai veche, motor de 1.9 cu raport de compresie de 21 la 1, foarte mare. Asta înseamnă că camera noastră de ardere este foarte mică, adică volumul camerei de ardere este foarte mic. Și acum aș vrea să vă spun de ce motoarele moderne supraalimentate au un raport de compresie mai mic decât ar putea avea un motor aspirat. Mazda a reușit să scoată un record la vremea respectivă. A scos un motor pe benzină aspirat natural de 2 litri, Skyactiv G sau cum se numesc ele, încă se fabrică, cu un raport de compresie de 14 la 1. Acum poate o să mă întrebați mulți dintre voi, de ce nu se poate face și la un motor pe benzină un raport de compresie de 18 la 1?
sau de 16:1, precum la un motor diesel, ca să fie la fel de eficient. Ei bine, benzina face așa numita detonație sau autoaprindere. De asta avem benzină cu cifră octanică superioară, de asta băgăm benzină premium, de asta se fac sacrificii ca să se îmbunătățească calitatea benzinei, să îi crească rezistența la autoaprindere. Dacă am face un motor pe benzină cu raport de compresie 18, benzina în momentul în care, deci nici măcar nu ajunge pistonul până în capătul cursei, că s-ar autoaprinde, exact cum face motorina. Motorina nu are, motorul diesel nu are o bujie care să dea scânteie, motorina se autoaprinde prin compresie. Aerul, când îl comprim la anumită presiune, atinge 700-800 de grade Celsius, iar motorina la acea temperatură deja se autoaprinde. Așa s-ar întâmpla și cu benzina. Dacă ar fi raportul de compresie mult prea mare, s-ar autoaprinde. La un motor pe benzină, noi vrem să dăm scânteie, să aprindem amestecul omogen de aer-carburant, nu să se autoaprinde. Deci, la un motor pe benzină trebuie evitate pe cât posibil detonația și autoaprinderea. Dacă mi-aduc bine aminte, nu mai știu chiar pe de rost cifrele, dar am făcut în facultate, la un motor de cam 2 litri, cu un raport de compresie 11, avem un volum al camerei de ardere de aproximativ 50 de centimetri cubi, adică foarte puțin. Dacă vrem să supraalimentăm motorul, ce facem? Îi dăm mai mult aer. Dacă îi dăm mai mult aer, înseamnă că trebuie să îi dăm și mai mult carburant. Ca să omogenizăm acolo totul cum trebuie, va fi nevoie de o cameră de ardere mai mare. Deci asta ar fi micuță. Repet, astea sunt doar cu caracter informativ, ca idee. Nu mai știu exact cum erau cifrele, trebuie făcut un calcul. Dar ideea este că dacă vrei să supraalimentezi motorul, ai nevoie de un raport de compresie mai mic pentru a putea crește volumul camerei de ardere, pentru a putea arde mai mult carburant și pentru a putea introduce mai mult aer în cilindru, în camera de ardere. Vreau să subliniez că la un motor cu ardere internă de capacitate 2 litri, tu de fapt ce folosești este asta, 50 de centimetri cubi. Acolo, când comprimi, acolo ai amestecul aer-carburant. Restul capacității este chiar degeaba, dar asta este cea pe care o folosim noi în motor. Și cum spuneam, un motor turbo. O să vă dau exemplu de la Volkswagen Golf 5. Motorul 2.0 FSI are, deci fără turbină, are raport de compresie 11.5. Motorul 2.0 TFSI din același an, aceeași generație, are raport de compresie 10.5. Tocmai din această cauză, pentru a mări volumul camerei de ardere. Infiniti a făcut un motor revoluționar care, ce face? Are raport de compresie variabil. Are un mecanism care permite să ajusteze practic lungimea cursei și schimbă în timp real raportul de compresie. Un motor, pentru a fi foarte eficient, are nevoie de un raport de compresie mare. Dacă vrei performanță absolută, ai nevoie de o cameră de ardere mai mare și atunci ai nevoie de un raport de compresie mai mic. Acel motor de la Infiniti poate să aibă un raport de compresie de 9:1 dacă se merge cu el agresiv pentru performanță, și nu mai știu exact, 12 sau 14 dacă vrei economie. Mai fac cei de la Mazda un motor care este și diesel și benzină în același timp, dar de fapt e pe benzină, cu un raport de compresie de 16:1 pe un motor pe benzină. Practic ei vor să dea scânteia la bujie în momentul în care intervine detonația. Deci e un motor pe benzină cu raport de compresie ca un diesel și folosește și o bujie și detonație sau autoaprinderea prin compresie cum este la diesel. Sunt chiar curios ce va ieși când va fi oficial pe drumurile publice. Momentan, sincer, nu știu dacă a condus cineva vreuna, dar prototipul este foarte interesant. O să vedeți că dacă vă luați și inclusiv Toyota are pe motoare hibride un raport de compresie cam de 13 și sunt motoare economice. Ideea este că dacă vrei performanță, ai nevoie de un raport de compresie mic. Dacă vrei consum redus, ai nevoie de un raport de compresie mare. Motoarele
noi, ca să spun așa, spre exemplu la Suzuki, că am fost la reprezentanță, aveau un raport de compresie de 12,5 cu injecție directă. Motoarele de la BMW, ultimele aspirate natural, aveau la fel, în jur de 12, cele pe benzină. Cele diesel acum au cam 16-18. Asta pentru că au cam în rail. Tendința ar fi să creștem acest raport de compresie pentru a avea o eficiență mai bună, dar depinde de aplicație. Sper că ați înțeles ceva legat de raportul de compresie. Dacă aveți nelămuriri, avem rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.